Dacă în relația cu oamenii poți detecta sentimente subtile de superioritate sau inferioritate, să știi că este vorba despre egoul tău, cel care trăiește din comparații. Invidia este un produs secundar al egoului, care se simte diminuat dacă se întâmplă altuia ceva bun sau dacă altul are mai multe, știe mai multe, sau poate mai multe decât tine. Identitatea egoului depinde de comparații și se hrănește cu mai mult. Ea va apuca tot ce -i pică în ghiare. Atunci când toate celelalte mijloace dau greș, îți poți consolida fictivul sentiment de sine dacă te vei vedea tratat mai nedrept de către viață sau mai bolnav decât alții. Care sunt poveștile, ficțiunile din care îți construiești sentimentul de sine?